Pe 5 august, când este ziua delfinului, vom avea mai multe activități. Începând cu ora 10 va fi un workshop pentru cei care, să spunem, au diverse interese pe partea științifică legate de supravegherea delfinilor, de menținere în captivitate, de protecție și multe alte subiecte interesante. Iar între demonstrațiile de la delfinariu, copiii vor putea participa la diverse jocuri dedicate tot zilei delfinului, în care vor avea o căutare de comori cu diverse obstacole de trecut și vom vedea ce vor câștiga la sfârșit. Noi sperăm să câștige toți. După aceea vor putea viziona o fotoexpoziție care va fi deschisă în curtea delfinariului pe panouri, atât pe aleea către planetariu, cât și aici pe rotund vor fi. Bineînțeles, vom avea și un concurs de desene pe asfalt pentru cei mici, așa că noi sperăm ca cei care vor vizita delfinariu pe vineri pe 5 august să aducă cu dânsii cât mai mulți copii, ca să putem avea și noi cât mai mulți participanți. Mă întreb și eu ceva. Da. Pe lângă, eu știu, activitățile de zi cu zi, de ziua delfinului, delfinii ce primesc? Pește! Dragoste, dragoste primesc oricum. Protecție, după cum știe toată lumea, avem grijă să strigăm, să bătem din picior și să încercăm să-i protejăm cât mai bine, chiar dacă nu dă bine uneori. Vor primi aceeași cantitate de peștișori pentru că rația lor este calculată foarte strict pe cât efort depun, pe câte demonstrații au, cât de cald e afară, cât de cald e în apă, așa că ne pare rău, nu vom putea decât să suplimentăm cu un peștișor. Poate, hai, ne lasă inima să le dăm un macro, un plus.